Nu mai este pericol de avalanșă, dar există risc de alunecare în munții Făgăraș. Vremea se înrăutățește începând de mâine, iar salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiști să nu se aventureze pe traseele montane fără echipament adecvat. Iar se strică vremea de mâine, probabil și de la noapte, și la munte va fi mai accentuată schimbarea asta, cu ploi, cu poate chiar și la Boviță. Și în schimb, duminică se pare că se mai îndreaptă. Deci sfatul nostru pentru turiști este să ajungă să nu urce din sus de cabană. Până la cabane nu sunt probleme, se pot urca. Iar din sus de cabană e pericol de avalanșă, nu mai e, dar e pericol de alunecare. Și bineînțeles și de ploi și va fi și vânt puternic. Turiștii care ajung la cabane pot apela cu încredere la patrula de salvamontiști care este în permanență în zonă, cu rugămintea să țină cont de recomandările acestora.